și foarte multe pericole. Pentru că sunteți pe o scenă și aici în picioare, vreau să prelungesc acest moment în care vă adresez câteva cuvinte. Voiam doar să vă spun că am luat inițiativa de a supune aprobării Consiliului General proiectul prin care elevii din București, care au obținut 10 la bacalaureat și evaluare națională, să primească o diplomă, o distinție din partea municipalității și un mic premiu, știu că nu înseamnă foarte mult, 1000 de lei nu este o sumă importantă, dar poate să însemne, nu știu, un weekend la munte sau o mică plăcere pe care vreți să vă faceți împreună cu părinții dumneavoastră.